Zic Sfinții Părinți, oricât de sfânt ai fi, nu o să poți birui decât cu fuga. Nimeni să nu se înșele vreodată că poate sta în fața acestei patim și să biruiască. Niciodată, niciodată, oricât de sfânt ar fi. Aici înțelegem că nu putem primi pricinile păcatului încrezându-ne în noi că vom rezista. Nu putem sta în fața pricinilor desfrânării și să ne luptăm, să ne amăgim zicând: asta nu-i nimic, eu pot face față la provocarea asta și nu o să se ajungă nicăieri. Bărbăția nu înseamnă mândrie prostească, nu înseamnă încredere în sine, ci stăpânire de sine. Ne luptăm cu pricinile, cu tentațiile care se ridică în noi, cu dorințele care vor să pună stăpânire pe inima noastră. Însă când vedem că locul, contextul în care ne aflăm prilejuiește păcatul, atunci bărbăția constă tocmai în a fugi, asemenea sfântului și dreptului Iosif, care a fugit lăsându-și în urmă până și haina. Iar al doilea lucru foarte important este că trebuie să învățăm și asta repede, să urâm păcatul cu toată puterea. Cum zice în Psalmi, cu ură desăvârșită l-am urât pe el. Dacă nu urăști, păcatul acesta nu se dezlipește de tine, stă lângă tine, lipcă. Deci fugi de el și urăște-l cât poți. Apoi aleargă la ajutorul lui Dumnezeu, mai ales la ajutorul Maicii Domnului. Este foarte important. Nu la ajutorul oricui, la ajutorul Maicii Domnului. Aduceți-vă aminte de Maria Egipteanca. Ea, cum știm din viața ei, se ridicase din desfrânare în momentul în care a vrut să intre în biserică. Și nu a putut. Și-a dat seama atunci, neputând să intre în biserică de 3 ori la rând, că starea ei nu se potrivea deloc cu starea pe care ar trebui să o ai ca să intri să te închini la crucea lui Hristos. Și atunci ce a făcut? Este extraordinar. S-a dus la Maica Domnului. Ea, cea mai desfrânată, s-a dus la cea mai curată. Și de ce vă zic asta? Pentru că atunci când aveți vreo ispită de genul acesta de necurăție, că-i cu mintea, că-i cu sufletul, cu trupul, primul lucru pe care vă vine să-l faceți este să fugiți de Maica Domnului. Ei bine, atunci să vă duceți la Maica Domnului, atunci, pentru că numai ea poate să vă ajute imediat. De ea fug dracii ca de nu știu ce. Numai Maica Domnului știe cu adevărat, dar cu adevărat ce înseamnă înălțimea Fecioriei. Din acest motiv, numai ea vă poate ajuta cu treaba aceasta. Deci, când aveți ispite de genul acesta, mergeți rapid la Maica Domnului. Cum ziceam, noi în armată. Fuga marș, asta înseamnă peste 370 de pași pe minut. Să vă văd că alergați așa. Trebuie să mergeți și la duhovnic, părinte? Evident că la duhovnic trebuie să vă eliberați de păcatul acesta. Dar ce faceți până ajungeți la duhovnic? Avapimen cel Mare a fost întrebat: cât timp va avea putere păcatul asupra omului? Și el a zis: când a zis omul am greșit, iartă-mă, a încetat păcatul asupra lui. Aici este o distinție pe care ar trebui să o învățați pentru că veți avea nevoie de ea. Una este puterea păcatului asupra ta și alta este prezența păcatului în tine. De îndată ce omul a zis am greșit, iartă-mă, a încetat păcatul asupra lui, a zis Avapimen cel Mare. Adică de îndată ce te-ai pus înaintea lui Dumnezeu și ți-ai reprecizat poziția și zici: Doamne, am greșit, dar eu pe tine te vreau, am greșit, iartă-mă. Din momentul acela, păcatul a pierdut frâiere prin care te conducea pe tine. N-a dispărut din tine. El va dispărea abia atunci când te vei duce la spovedanie și vei mărturisi. Dar până să ajungi la spovedanie, e nevoie de momentul acesta de reprecizare a poziției tale în fața lui Dumnezeu, de trezire și de a pune iar începutul cel bun, de a o lua iar de la zero. Am greșit, dar ce a fost a fost. Hai să o luăm de la capăt.